Salut, sunt Bia și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi este o zi de duminică, așa că mă gândeam ce să fac pentru voi și m-am hotărât să fac un haul despre toate produsele pe care le-am cumpărat în această sesiune de reduceri. Pentru că a fost o sesiune de reduceri destul de lungă și deși m-am ferit cât am putut eu de mult de tot ceea ce înseamnă magazine, mall-uri și așa mai departe, totuși, am reușit să strâng câteva lucruri și vreau să le împărtășesc cu voi. În acest haul de vară vom începe cu hainele, apoi vom trece la accesorii și în final vom vorbi despre machiaje. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o deja, să apeși pe clopoțel pentru a fi primul care află despre fiecare video nou lansat la mine pe canal și să dai un share acestui video. Pe mine mă mai găsești pe Instagram, unde am lansat un giveaway super drăguț cu încă 3 fete, așa că dacă vrei să te înscrii și să câștigi acele produse, tot ce trebuie să faci este să intri pe linkul din descriere și acolo găsești toți pașii. Vreau să începem videoul de astăzi vorbind despre această bluză minunată pe care o am pe mine, probabil în momentul de față nu o vedeți, dar am încercat-o și vă voi insera pe aici, pe undeva, sper că arăt în direcția bună, videoul în care se vede foarte bine bluza. Bluza aceasta am cumpărat-o de la H&M, a fost undeva la 30 de lei. Este dintr-un material foarte lejer de vară. Îmi place foarte mult designul pentru că este unul foarte chic, aș putea spune, și în plus are la mijloc acești năsturei și această fundiță care dă un aer foarte feminin bluzei. Deci, în principiu, m-am bucurat foarte mult că am văzut-o, îmi place de obicei să port nuanțe de roșu, așa că bluza aceasta s-a potrivit perfect, mai ales și că urmează festivalul Untold și abia aștept să port și acolo. În al doilea rând, vreau să vă arăt o rochie. Este o rochie pe care am găsit-o foarte întâmplător și eu m-am îndrăgostit de ea. Este o rochie într-o nuanță de mov prăfuit. Nu știu ce firmă este, am găsit-o în magazinele Tabita. Eu v-am mai povestit de magazinele Tabita care se află în Cluj. Tabita este un lanț de magazine outlet care se află în Cluj și odată la nu știu cât timp au tot felul de reduceri, așa că am prins săptămâna reducerilor. Am intrat fix în prima zi când era, cred că, 30% reducere și am cumpărat rochia aceasta cu 20 de lei, 21 de lei. Îmi place foarte mult că are în partea de jos aplicate acele volane care dau un efect de volum. Și în plus îmi place cum îmi vine pe corp, este super drăguță, încă nu știu exact unde o suport, dar nu am putut să nu o cumpăr atunci când am văzut-o și am văzut și ce preț are. Eu sunt foarte încântată de ea, sper că vă place și vouă la fel de mult cum îmi place mie și ce să spun, dacă sunteți din Cluj sau aveți ocazia să treceți prin Cluj, intrați în magazinele Tabita pentru că veți găsi foarte multe lucruri la prețuri destul de accesibile. Rămânem în zona de fuste sau rochii. Și vreau să vă arăt o fustă pe care am cumpărat-o chiar astăzi. Este din H&M și este un nou model de animal print. Am observat că în ultima vreme am o problemă cu animal print-ul, îmi place foarte mult. Și când am văzut această fustă și prețul acesteia fiind de 24 de lei, nu am putut să o las nici pe aceasta acolo. Îmi place foarte mult detaliul acesta de pe mijloc, că se încheie cu nasturi, îmi vine foarte bine. Surprinzător, ținând cont că eu am 1,72 m, mă așteptam să-mi fie scurtă, dar nu mi este scurtă, mi este ok. Mie, cel puțin, îmi place să port pantalonii sau fustele cu talie înaltă, așa că am avut puține emoții când am văzut fusta, gândindu-mă că o să-mi fie destul de scurtă, dar, din fericire, am avut noroc, fusta mi este bună și mărimea mi este bună. Am mărimea 36 în momentul de față. De când am slăbit, am scăzut și eu mărime la fuste, respectiv pantaloni. Sunt foarte încântată din acest punct de vedere. Și sunt aproape sigură că fusta aceasta va fi parte dintr-unul din outfiturile pentru festival. Pentru că arată foarte bine, este foarte de vară și abia aștept să o port. În altă ordine de idei vreau să vă spun, dacă tot am spus de treaba cu slăbitul, că astăzi, plimbându-mă prin mall, am intrat și în magazinul Reserved și am găsit un costum de baie absolut superb. Mi-a plăcut foarte mult și prețul total pentru cele două piese era undeva la 30 de lei. Mi s-a părut un preț extraordinar de mic, dar din păcate aveau doar mărimea M. Și deși am încercat eu sutienul cumva să-l strâng, să pară că mi-este bun, când am încercat partea de jos, din păcate mi-a fost extraordinar de mare. Așa că acum sunt încântată că am slăbit, dar totuși mi-ar fi plăcut foarte mult să-mi fie bun și costumul respectiv de baie, dar nu este nicio problemă, pentru că îmi voi cumpăra altul. Și dacă v-am tot spus că am slăbit și că am scăzut o mărime la haine,
Am început să am și probleme, pentru că în momentul de față toate perechile de blugi pe care le am îmi sunt foarte mari. Adică am foarte puține perechi de blugi care mi-au rămas bune și asta este o foarte mare problemă pentru mine, pentru că eu port foarte des blugi, așa că a trebuit să-mi cumpăr și o pereche de blugi. Mi-am găsit această pereche de blugi de la Bershka. Este, desigur, mărimea 36, este într-o nuanță de albastru deschis, au fost foarte ieftini. 60 de lei sunt modelul acela cu talie înaltă și ca și niște leggings. Mie îmi place modelul acesta, îmi place că sunt puțin elastici, se mulează foarte bine pe corp și sunt ușor de purtat, se potrivesc cu absolut orice, mai ales această culoare care este o culoare de vară și ce să-mi doresc mai mult de la o pereche de blugi. Pentru că vă tot povestesc de când am slăbit și cât de multe s-au schimbat în viața mea, vreau să vă spun că am mai multă încredere în mine și în acest fel am început să port și crop topuri sau bluze cu talie înaltă. Așa că, după cum v-am arătat și prima bluză din acest video, mi-am mai cumpărat încă vreo două, pentru că nu se știe niciodată când o să ai nevoie de ele. Prima bluză este tot din H&M. Este dintr-un roz pudră, îmi place foarte mult. Este un hoodie, mai bine spus, pentru că este dintr-un material mai gros. Va fi bună în serile recuroase de vară sau, de ce nu, și în zilele de toamnă. Este mărimea M aceasta pentru că îmi place să fie mai largă și îmi place foarte mult detaliul acesta din mijlocul bluzei. Este ca și cum ar fi prinsă sau înodată. Arată foarte bine când o iau pe mine. Îmi place cum îmi vine. Și se potrivește de minune cu pantalonii pe care mi-am cumpărat de blugi. Așa că bluza asta îmi place foarte mult. Abia aștept să o port. Deocamdată nu prea am avut ocazia unde să o port, pentru că este destul de cald afară și, nu știu, mi s-a părut cam cald să o port, dar urmează să o port cu siguranță. Și dacă tot am vorbit de crop top-uri, vreau să vă mai arăt o piesă din aceeași categorie. Este un alt hoodie, care este tot de la H&M, pe care scrie USA, Louisiana și New York. Are și steagul Americii. Îmi place foarte mult, desigur, pentru că este culoarea roșie. Aceasta este mărimea S, dar este pe același model, modelul larg, care arată foarte bine. Îmi place mult că are și un fermoar și acest detaliu la fermoar, care mi se pare că se potrivește foarte bine. Bluza aceasta îmi place să o port atât cu blugi, cât și cu o pereche de pantaloni de training. Și dacă tot v-am vorbit de pantaloni de training, m-am gândit să-mi iau și eu o pereche care să se potrivească cu bluza aceasta. Am uitat să vă spun că bluza respectivă cred că a fost undeva tot la 30 de lei, desigur că era la reducere, și cred că v-am spus că era din H&M. Pantalonii sunt tot din H&M, sunt o pereche de pantaloni foarte simpli, negri, care au aplicațiile acestea roșii cu alb pe margini, sunt mărimea S. V-am spus că sunt de la H&M și au fost undeva la 20 de lei. Singura problemă pe care am întâmpinat-o cu ei și mi-ar fi plăcut să fie puțin diferit este că mi se pare că sunt cu talie joasă sau cel puțin cu talie medie și v-am spus că îmi place să port pantaloni sau fuste cu talie înaltă. Sunt foarte comod, se pot purta și prin casă, sunt destul de groși și mi se pare că se merită foarte mult acest preț. Cam acestea au fost toate hainele pe care, deși nu am vrut să le cumpăr, nu am putut să le las în magazine. Trecem la partea de accesorii, am și aici câteva piese. Vreau să încep cu o pălărie. Pălăria aceasta este foarte drăguță, îmi place foarte mult. Este o pălărie pe care am cumpărat-o din New Yorker. A fost, cred că, 25 de lei, nu mai știu exact. Îmi place foarte mult că are această panglică neagră aici, care pare să o facă puțin mai stilată, să spun așa. Mi se pare foarte drăguță, este foarte bună pentru plajă, dar și pentru purtat în zilele foarte călduroase de vară. În ultimul timp am observat că am o problemă cu pălăriile, așa că această pălărie a venit fix la țanc. Și dacă tot v-am spus că sunt înnebunită vara aceasta după Animal Print, nu m-am putut abține când am văzut aceste sandale superbe de la H&M. Au fost și 20 de lei, adică este un preț extraordinar de bun pentru o pereche de sandale. Îmi plac că sunt un model foarte simplu, nu mă dau în vânt după sandale în general, prefer să port tenis sau diferite perechi de sneakers, dar mi se pare potrivit să am și câte o pereche de sandale în garderobă. Acestea sunt foarte simple și le-am purtat deja de câteva ori, sunt și comode, îmi plac și
Ce să vreau mai mult de la o pereche de sandale care au fost 20 de lei? Tot din categoria accesoriilor vreau să vă arăt o pereche de ciorapi. De data aceasta aceștia nu au fost la reducere pentru că am căutat în toate magazinele și nu am găsit nicăieri la reducere. Sunt o pereche de ciorapi din magazinul Gata. Au fost 40 de lei și mi-am dorit foarte mult acest model pentru festival, pentru că mi se pare că va merge foarte bine cu unul din outfiturile mele. Ultimul articol din categoria accesoriilor este, desigur, o pereche de cercei, pentru că de fiecare dată când mă duc la cumpărături, nu pot veni acasă fără cel puțin o pereche de cercei. De data aceasta mi-am cumpărat numai o pereche, sunt și eu surprinsă, nu știu ce s-a întâmplat, probabil celelalte perechi nu m-au atras, am foarte mulți cercei. Și da, trebuie să găsesc o metodă prin care să îi văd pe toți, pentru că de fiecare dată când caut o pereche de cercei, găsesc alții pe care nici nu știam că i-am. Dar totuși, să revenim la subiectul nostru, mi-am cumpărat această pereche din H&M. Pot să spun, cred că H&M este magazinul meu favorit, pentru că majoritatea lucrurilor pe care vi le-am arătat astăzi sunt din H&M. Cerceii sunt foarte drăguți, îmi plac cercei lungi, probabil știți deja acest lucru, au fost 10,99 lei. Nu sunt grei, chiar dacă par, pentru că au aceste modele din ceva material care se aseamănă cu metalul, dar se potrivesc foarte bine cu o mulțime de outfituri, sunt negri cu aurii și îmi plac foarte mult. Trecem la partea de make-up și să știți că am fost foarte cumpătată. Am primit niște lucrușoare foarte drăguțe de la Kiko. Din păcate le-am aruncat ambalajul pentru că v-am mai povestit despre aceste trei produse pe Insta Stories. În primul rând vreau să vă arăt acest fond de ten. Este fondul de ten preferat când vine vorba de un fond de ten hidratant pe care îl pot purta zi de zi și mai ales pe timpul verii. Este, desigur, de la Kiko Milano, pentru că toate cele trei produsele sunt de la Kiko Milano. Acesta se numește Hydrating Foundation. Este nuanța Warm Beige 15. Această nuanță mi-o cumpăr tot timpul. Mi se pare că mi se potrivește cel mai bine. În momentul de față o și port. Se aplică foarte ușor. Este un fond de ten foarte lichid, așa că trebuie să aplicați o cantitate foarte mică pentru a acoperi o zonă foarte mare din ten. Rezistă destul de bine pe parcursul zilei, mai ales dacă aveți un ten normal sau mixt. Pentru tenul gras, cred că este destul de dificil, pentru că totuși este un fond de ten hidratant și nu cred că este foarte potrivit pentru tenul gras. Dar pentru tenul meu, care este un ten mixt, rezistă bine cu ajutorul unui primer care să facă porii mei să fie cât mai mici. În altă ordine de idei, v-am mai arătat și vreau să vi le mai arăt odată, sunt aceste două rujuri superbe de la Kiko. Știți că îmi place foarte mult acest model de ruj, pentru că este un ruj foarte rezistent. Pe ambalaj scrie că rezistă până la 12 ore. Nu știu dacă este adevărat, dar eu le port de dimineața până seara și sunt foarte mulțumită de ele. Rujurile sunt în două nuanțe de nude. Prima este nuanța 102 și anume aceasta. Îmi place foarte mult. Rujul a fost 6 euro. Am uitat să vă spun, cred că prețul pentru fondul de ten. Fondul de ten a fost 4 euro. Vă dați seama cât de încântat am fost de el, pentru că era la reducere. Și rujurile au fost la reducere, fiecare câte 6 euro, un preț foarte bun. Celălalt ruj este în nuanța 121. Este din același model și îl port în momentul de față pe buze. Îmi place foarte mult. Rujurile sunt lichide la momentul aplicării, iar după un minut sau două se usucă și rămân în acest fel întreaga zi. Acesta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați ajuns cu el până aici. Nu știu cât am vorbit, sper că nu am vorbit prea mult. Mie îmi place de fiecare dată să vorbesc mult cu voi și să vă dau toate detaliile. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like și să dați un share. Și ne auzim mai des pe Instagram. Cu voi aici mă revăd probabil săptămâna viitoare. Vă pup! Pa!